Tragedia unor părinți din Ungra și-a omorât copiii, aveau păduzi, mama i-a spălat cu insecticidul pentru oi adus de tată de la sână, fără ca măcar să-l dilueze cu apă. Tragedia s-a întâmplat sâmbătă, 29 mai dimineața, când mama copiilor, Bianca Șomu, a decis să le spele acestora părul cu Tomoxan, substanță extrem de toxică pentru a-i scăpa de păduchi. Toată familia era de altfel infectată cu păduchi, trăind în condiții destul de precare, unicul venit fiind cel adus de soțul femeii, care muncește fără forme legale la o stână. În scurt timp, copiii au început să se simte foarte rău, la fel și bunica lor. Speriată, femeia suna la 112, iar medicii sosiți la fața locului aveau să constate că micuții erau deja în stop cardiorespirator. Fetițele de 7 și 9 ani nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate, însă al treilea copil în vârstă de 8 ani, sora fetițelor, a fost stabilizată și a fost preluată de elicopter pentru a fi transportată la spitalul din Târgu Mureș. Starea ei era deosebit de gravă, cu pronostic rezervat. Luni dimineața, medicii au transmis că fetița a decedat. De asemenea, bunica celor 3 și a în stare gravă a intrat în comă în scurt timp. A fost dusă la spitalul din Rupea, unde a ajuns ulterior și mama copiilor cu aceleași simptome ale otrăvirii cu insecticidul menționat. Tatăl celor 3 copii lucra cu ziua la oi, așa că atunci când familia s-a umplut de păduchi, a făcut rost de Tomoxan, o soluție extrem de toxică folosită la spălatul oilor. Bărbatul a declarat că se simte vinovat de moartea copiilor, având în vedere că el a procurat substanța care i-a otrăvit.